M-am împrietenit de scurtă vreme cu Laura Vas și cu mama ei, care mi s-a părut o personalitate absolut aparte. O să o întreb pe Laura în momentul în care timpul ne va permite ce face mama ei. Dar între timp Laura a făcut lucruri, însemnând că a ieșit în Israel, a început să cânte acolo, s-a întâlnit cu o celebritate locală, se numește Nafar, cântă împreună piesă nouă și am zis, doamne, de ce să țin toate lucrurile astea pentru mine când pot să le fac publice așa? 2, 3, star! Nice to meet you. You too. Ea trebuie să fie în afar. No far. Păi fă prezentările, da, că știi că nu mă descurc. Eu sunt Teo. No, hai să luăm un loc. Fetele n-au venit singure, le-au venit însoțite de impresarilor. Este vorba despre domnul Dan Bursuc pe de o parte și Elico Elmișali pe partea cealaltă. Bună seara. Înțeleg că e vorba despre o sfântă manea cântată în ce limbă? În ebraică? Da. Da. Și în română. Înțelegi ce zic? Deci da. Au și ei maneaua lor. Nu neapărat că au maneaua lor. Păi și atunci cine a fost cu ideea? Who had the idea of this collaboration? Cine a avut ideea acestei colaborări? The idea was mine. Yes. I saw about what music
And I saw it in Israel. I made connection with Mr. Dan Bursuc. We are here 1 week. Hard work. Aici, da. And we decide to make cooperation. Să facem o treabă. Yeah. Bun. Merge treaba, îți place, funcționează? Ce să spun, este o... Să mă simt foarte fericită, este un vis împlinit, dar nu știu, parcă a căzut din cer așa ceva în viața mea. Nu te așteptai să cânti afară. Nu mă așteptam să fac un duet cu o voce atât de importantă în Israel. Și în afară că sunt niște oameni foarte calzi și așa, ca noi, au, nu știu, sufletul ăsta. About this collaboration, Nofar, what do you think about singing in Romania? What's the difference between the public in Romania and the public in Israel? Care e diferența dintre publicul românesc și cel israelian? There is a lot of things that different. Sunt multe lucruri but diferite. But actually I feel that I said there is a lot of things that different, but actually I think that me and Laura the music have a lot of the same thing, that's the same time music, the same type. And vreau să spun că avem foarte multe lucruri în comun. Deci de multe ori zilele astea noi am lucrat în studio și o să ascultați mai târziu o melodie foarte frumoasă pe care nu știu, dar ca și melodia asta, i-au ținut atât de mult să cânte melodia asta. Da. În colaborare cu Laura Vas. I want to say something. Vreau să spun ceva. When I check it in Israel, all the când am verificat toate informațiile legate de Dan Bursuc, am văzut-o pe Laura Vas. Her voice, și am auzit vocea. And I know the voice of și știu my singer. Vocea cântăreței mele. It's completely the complete one each other. Se completează una pe cealaltă. În voce. The voice of the both of them. Vocile celor două is really perfect. Sunt perfecte împreună. Cum suntem noi doi? Da, deci practic. Bine, ce n-am înțeles eu și nu mă lasă gândul ăsta. Eu credeam că maneaua românească, sfânta manea, taram tarararam, înțelegi ce zic? Da, ia amploare la nivel internațional. Ce ai făcut? Păi, dar nu vezi de unde ne-a contactat? Direct din Țara Sfântă. Ce am făcut? Așa a vrut... Da! Allah. Așa a vrut Dumnezeu, da. E. Allah înțelege și dânsul. Nu. Dânsul nu... Nu? Hashem, îți explic eu. Hashem, how you say God? What? Bezrat Hashem. Hashem. Iată, să ne ajute Dumnezeu. Da? Nu, nu te băga okay, acolo. Bine. Așa a vrut Dumnezeu. Așa vezi. Și cred că și ea e norocoasă, pentru că cu ceva în urmă, acum 6 luni de zile, tocmai vorbeam și spuneam, mă, Laura, nu știu de ce presimt eu ceva, că viitorul tău va fi pentru străinătate, afară. Pentru afară. Tu ești o fată norocoasă, numai că urmează acum să te reinventezi, da. Să pui mâna să muncești și simt eu că tu ai avut noroc de când te-am cunoscut. Și, ca drept dovadă, nu înțeleg de ce omul ăsta a putut să mă caute tocmai pe mine de aici din România și ți aleagă chiar pe Laura Vas să facă o colaborare cu... Aici e entuziasmul meu cel mai mare, că dintre atâția soliști și să recunoaștem în Europa Balcanică se cântă cam aceeași muzică. Cam, da. Și până la urmă nu e doar Sfânta Manea, e cam Sfânta Muzică Orientală și totuși, cumva, totuși, da. M-a ales pe mine și mă bucur din suflet. Pentru mine e o minune, spun sincer. Da, ți-aduci tu aminte când eram în emisiune? Și mama ta spunea să-l asculți pe Dan Bursuc. Adevărat. Foarte adevărat. During this show, Laura Vas was invited together with her mother. And her mother advised her to listen to her maestro. Altfel nu pot să-i zic. A zis mama ei că altfel o rupe cu bătaia. Ce face mama ta? Mulțumesc, mulțumesc, e bine. Sunt foarte încântată că doctorii nu m-au speriat așa. Mai stă sub supravegherea lor, se mai relaxează puțin, dar nu este într-o situație gravă și perfect. Mă bucur. Nu dar știu, e mâna lui Dumnezeu. Nu știe de ce se întâmplă asta. Nu știe. Nu pot să cred așa. Nu aude telefonul, are probleme cu auzul și nu răspunde la telefon. Știu care probleme cu auzul, dar... noi o să înregistrăm emisiunea și o să o trimitem, pentru că mama e dacă o să vadă ceea ce am putut realiza împreună și mama, colaborarea noastră atât de frumoasă, cred că o să fie foarte entuziasmată de momentul ăsta. I want to tell something about Nofar. Vreau să spun ceva despre Nofar. Nofar, she is 25 years old. Are 25 de ani. She's married. E căsătorită.
have a beautiful boy, 1 year age. Are un băiețel de un an. She was in a competitive like The Voice. A fost într-o competiție Vocea României, cum ar veni, so Vocea Israelului, și a fost în finală. Congratulations! Cu plăcere! Mulțumesc. Ce frumos! And I want to thank a lot to și vreau să mulțumesc domnului Damursuc și Laurei. It's really good combination. E o bună combinație. Thank you very much. Deci, Sfânta Marea funcționează peste tot. Lucrurile sunt într-adevăr așa cum am bănuit cu toții la o extindere internațională. Ei vor continua colaborarea cu voi. Da, noi continuăm colaborarea. Ei vor scoate un CD-ul în țara lor. Da. În colaborare cu ele amândouă, da. Și noi în România tot același cu ele amândouă. Care deci face CD eu. Și în Israel dânsul, și în România. Dânsul produce CD-ul în Israel, eu produc CD-ul în România. Și de aici vor la multe lucruri amploare. Amploare. Da. În afară de Israel și România, vă duce să cântați undeva? Măcar să știu să în seara asta fac chef. Nu, am o piesă. Noi două... Eu i-am făcut o propunere. Da? What a question. Dânsului. Ca să mai facem o altă melodie care o va cânta în această seară în limba italiană. Asta zic. Grecească. My question was if you're going to sing in other countries except Israel and Romania. There is in Israel a lot of Romanian. Yes, I know. But except from Israel and Romania, maybe you will sing in Italy or in Germany. That was my question. It's going to be to Italy, to go all over the world. Dânsul spune cum hotărăsc eu, așa se întâmplă. Mama mea, cum a fost asta! Facem cu vrei la urmă mâncăm. Nu știu cum o să fie, cum o vrea Dumnezeu și hotărăsc eu, știi cum e. Iubirea mea, sufletul meu. Ce vom asculta noi piesa următoare? O piesă în italiană e asta? E refrenul în italiană. Refrenul e în italiană, că m-am prins de refrenul e în italiană, în ebraică și în românește. Ca să înțelegem și noi câte ceva. Da, câte ceva. Stimați telespectatori, mulțumim foarte, foarte mult ambilor impresari pentru prezența celor două interprete în emisiunea noastră, pentru că o asemenea combinație este pentru prima oară când apare în România. Fetele se așează pe scenă, își aranjează vorbele. The first time, exactly what I said. Își aranjează vorbele în română, în ebraică și în italiană și iată ce iese. Să te fer.